Informația de ultimă oră este vorba de un atac deosebit de grav produs în ultimele ore. Mai mulți polițiști au fost agresați noaptea trecută cu topoarele în timp ce încercau să tragă pe dreapta un șofer beat care a fugit într-o curte. Vă avertizez că sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Hai, deschide aici, deschide aici! Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Atenție! Colega mea, Corina Matlinski, vine cu mai multe informații. Corina, părea o bătaie așa ca în filme. Ce s-a întâmplat acolo? Sper că n-a fost nimeni grav rănit. Bun găsit tuturor! Totul s-a întâmplat în satul Zahareș din județul Suceava, chiar în seara de înviere. Polițiștii de la rutieră au încercat să oprească în trafic un bărbat care conducea o dubă. Acesta nu a oprit la semnalele agenților și a continuat drumul. Au pornit în urmărirea lui. La un moment dat, individul a intrat în curtea locuinței sale, iar acolo lucrurile au degenerat. Acolo se întâmplă aceste imagini pe care le vedeți în aceste momente. Mai precis, membrii familiei acestui individ au început să arunce cu diverse obiecte contundente în polițiști și mă refer aici la bucăți de fier, pietre și chiar topoare. În acel moment, agenții de la rutieră i-au chemat în sprijin pe luptătorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale. Aceștia au fost inclusiv nevoiți să tragă mai multe focuri de armă de avertisment în plan vertical și într-un final au reușit să imobilizeze pe acești indivizi. Ei au fost conduși la audier și rămâne să vedem pe parcursul zilei de astăzi ce măsuri se vor lua împotriva lor. Mulțumim foarte mult, Corina. Nu a fost singurul